Salutare și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi continuăm proiectul Izbița și anume nu am fost cu mintea cu câteva zile și am căutat o capotă nou-nouță, adică nou-nouță, second nou-nouță, second hand nou-nouță. Are și aia o mică problemă, o să vă arăt mai încolo. Dar după cum puteți vedea, izbița a încasat-o aici. Nu a fost o lovitură puternică, dar a fost îndeajuns. După cum se vede, nici farul ăsta nu e complet distrus. Bara nu mai spun decât că a scăpat cu o zgârietură, dar a fost îndeajuns de puternic încât să declanșeze airbag-urile. După cum ați văzut în videoclipul precedent, am schimbat o grămadă de lucruri. Cam așa arată interiorul acum. O curățare mică, scaunele sunt la locul lor, consola la locul lor, airbag-uri frumoase, centurile de asemenea. Totul funcțional, totul frumos, totul curat înăuntru, cel puțin aici în spate am terminat de curățat ADN-uri. Asta nu-l filmez pentru că e destul de plixisitor și ați mai și văzut mai înainte în alte videoclipuri cum am curățat. Nu e mare durere de cap. Dacă vă curățați în dormitor, știți prea bine cum să curățați și un interior de mașină. Nu e mare durere de cap. Da, ați văzut acum ceva timp. Bine că în videoclipul precedent, de fapt, dar nu v-am arătat ce și cum nu am filmat, v-am spus doar cum am înlocuit balamalele. Ați văzut, am avut 4 șuruburi, de fapt 2 șuruburi și 2 piulițe pe fiecare parte, după cum urmează. Aici piulițe de 13 și 2 șuruburi, tot așa, de 13, v-am spus. După ce am scos gemulețul ăla mic, aveți acces la bară. Aici dați la o parte aripa asta, la bara, dai de la o parte aripa și găsești încă un șurubel de 13 aici. După cum puteți vedea, balamalele sunt negre, de pe o altă mașină, de pe o donatoare. Și astăzi, da, vom desface pur și simplu astea două și astea alte două de aici, 13, deja sunt dat drumul. Ce vreau să precizez, aici aveți un pushpin de ăla, practic e un cui de plastic în care vine într-un locaș și separă alte două pinuri și se blochează aici. Asta trebuie scos pentru a scoate acest cablu care acționează țâșnitoarele parbrizului. Da. Vom pune pe timelapse de data asta, să vedeți și voi ce și cum. Vom scoate capota asta și o vom locui cu cealaltă. Cealaltă care e aici. După cum puteți vedea, asta are și capitonaj. Deci în habitaclu va fi puțin mai tăcut. Și cred că și asta a venit cu capitonaj sau n-a venit. Capoțica asta e de pe un diesel și probabil că dieselurile sunt mai zgomotoase și a avut capitonaj. Iar asta e un benzinar, după cum puteți vedea, 1.4 simplu, un motor destul de rezistent, dacă e să zic așa. Dacă ar fi fost 1.4 TSI-ul, nu ar fi fost așa de rezistent. Dar da, își face treaba, 86 de căiuți, unde a ajuns. Asta din spate are 80 și Corsa, are 86 de căiuți din 1.2, 16 valuri. Dar da, să trecem la treaba noastră de astăzi. Și după cum puteți vedea, am băgat-o la locușorul ei acum, dar vor urma niște reglaje intensive pentru ca virgulă, capoțica să se potrivească. Și bineînțeles să nu uităm să băgăm conducta asta de la spălătorul de parbriz, frumușața asta mică, ca să avem după aia lichid de parbriz. Ridicăm practic ornamentul ăsta, asta dacă tot sunt aici. Și acolo înăuntru, nu știu cât de bine se vede un ștuț mic negru, chiar pe deasupra amortizorului, acolo vine cu plată.
să zicem, pentru că nu a ieșit un videoclip din montarea capotei și nici nu asta era intenția. După cum puteți vedea, e montată capota, e asta cu capitonajul, cealaltă cu bușitura e acolo. Deși dacă stau bine și să mă gândesc, amândouă ar fi fost cam aceeași calitate de capotă. Să vă arăt și care e diferența. Asta e cum trebuie. După cum puteți vedea, bușitura aici e în regulă, în partea aia altă nu e. Dar, în schimb, avem aici o sexoasă mică, frumoasă. Nu știu cum oamenii ăștia, sau nu vreau să spun mai multe lucruri, cum reușesc asemenea minunății. Și plus că e și un pic zgriată aici, asta nu ai ce-i face și de revopsit sigur nu mi-arde acum. Dar da, să trecem înapoi la subiect. Voi scoate bara și vreau să vă spun și unde și ce aveți de scos. Aveți câteva steluțe iară, aici 1, 2, 3, nu știu dacă puteți vedea, o să vă arăt în partea aia, și 4. Iar pe sub scut vom avea încă 3 șuruburi, 3 pe partea asta și 3 pe partea aia altă, care despart bara de scutul propriu zis. Scutul e mult spus, o bucată de plastic care vine pe desubt, dar da, aici putem vedea mai bine. Steluța aici, steluța aici, încă o stea aici. Eu pot simți că e în noroi, dar o și putem vedea. Hai, focusează, bravo. Și încă una aici. După cum ați văzut în partea astălaltă, sunt clipsate. E clipsată. Bara e clipsată. Deci în momentul în care am desfăcut aceste șuruburi, inclusiv cele pe dedesubt, și vă vom arăta acum încă 4 clipsuri, bara va fi trasă. O tragi de aici, crac, prac, prac, și de aici tot așa va cârâi, 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 mârâi. Iar aici, sub capoțică, avem aceste 4 minunății. Aici aveți nevoie de o șurubelniță dreaptă. Chestiile astea le veți aduce la orizontală, vor veni bucățele astea de plastic peste colarele lor și le veți trage afară. Aveți grijă că se rup foarte ușor. Zilele trecute când am fost să ridic capota aia, am demontat-o singur și mi-am luat și far. Și pentru a ajunge la faruri, pentru că asta vrem, trebuie să dai jos toată bara din față. Iar, vă spun din experiență, le-am rupt foarte ușor. Mai ales, mașina asta n-are multe mile, dar aici dau ăștia cu sare intensiv și vă spun eu, sunt coapte. Așa că să trecem la treabă și să scoatem chestiuțile astea. Cam așa arată și mașinuța asta fără bara din față. Ați văzut până acum cum arată Golf 6 fără bara din față și vreau să vă arăt prinderile la faruri. Până la urmă am scos chestiile astea 4 și am reușit să distrug numai una. Nu cred că sunt foarte scumpe pe eBay, dar ați înțeles ideea. Aveți push pinul ăsta, dar în situația asta vine așa, deci ca și cum am cotonogii două. Da, să vă arăt prinderile la faruri. Aveți una, două, trei, patru, da? Și aici vine 5 și o să vă arăt și cu ce vine. Vine montat pe far clema asta mica, iar asta vine împinsă aici, frumos. Și vine cu șurubel aici în spate, tot același tip de șurub.
Singurul lucru îndoit, să spunem că e trebuța asta aici și am îndreptat-o, restul totul arată bine, totul e drept, după cum se poate vedea, nu e nimic îndoit. A fost un accident destul de ușor, dar nu înțeleg de ce a declanșat airbag-urile. În fine, nu mai contează, am rezolvat și treaba asta, așa că da, urmează să le pun la loc. Nu mai am multă baterie la telefon. Voi filma atunci când, practic va fi un timelapse, practic ce ați fi putut vedea ar fi fost un timelapse, să-l pun la loc, nu e mare șmecherie, 6 șuruburi pe desubt, cum v-am explicat, e prea puțin spațiu ca să vă pot arăta, încă 4 șuruburi pe lateral, acum le puteți vedea, e unul aici, 2, 3, 4. Și cele 5 de la faruri și cam gata, punem totul la loc și să vedem cum arată. Și după aceea să facem ultimele ajustări la capotă și vom termina și cu acest proiectuț.